pentru această dimineață. Vă propun să deschideți Biblia, cei care o aveți la dumneavoastră, la pagina 1020. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 47. Cu dragoste să urmărim acest cuvânt. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpeteniilor, străjerilor, templului și bătrânilor, care veniseră împotriva lui. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu sârbi și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Tată, Doamne, stăm înaintea Ta și îți binecuvântăm numele Tău sfânt și mare. Mulțumim, Doamne, pentru noaptea care ne-ai dat-o și ne-am odihnit. Mulțumim pentru această zi pe care ne-ai dat-o din mâna Ta, așa cum faci Tu din totdeauna. Astăzi ne-ai întâmpinat cu noi bunătăți. Nimic nu merităm de la Tine. Ne-ai dat totul. Ne-ai dat veșnicia. Te-ai dat pe Tine pentru noi, Doamne Iisus. Mulțumim frumos! Te rog să ne binecuvântezi astăzi pe toți care suntem în prezența adevărului Tău sfânt. Și ceea ce ai să ne spui, te rugăm, spune-ne, în felul în care Tu vrei, suntem gata să primim că tot ce faci Tu este sfânt, este desăvârșit. Ne-ai convins, Doamne. Credem că astăzi vei face la fel. Binecuvântat fie numele Tău. Ocupă-te de fiecare din noi, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. În ce mă privește, îmi place să fac surprize. Este drept, surprize care să nu mă costă tare mult. Dar îmi place să primesc surprize. Și aici nu se mai pune problema cât l-a costat pe cel care le face. Surpriza pe care eu o aduc este următoarea. Am gândit la un text până în timp ce se cânta cântarea și în timpul acela am trimis o altă hârtiuță și am citit altceva. Se spune că frații adventiști știu cu o lună de zile înainte ce o să predice, frații baptiști cu o săptămână și că frații penticostale află după ce se dă adunarea liberă. Până la urmă sper să aflăm și noi ce vrem să spunem. Mulțumesc Domnului că sunt la sărbătoare cu dumneavoastră. Și o sărbătoare, e ziua Domnului. Nimic din tot ce se întâmplă, din tot ce este, nu e al nostru. Oricât am încercat noi să ne evidențiem, nu ne aparține. Este ziua Lui și de ziua Lui, a Domnului, noi avem libertatea să ne bucurăm
Și mai mult plusează adevărul biblic, aproape că noi unii avem emoții, zicem că ai scris să ne bucurăm și să ne veselim în ziua Domnului. Avem libertatea să ne bucurăm astăzi cu Domnul în casa Lui. Slăvit să fie Domnul! Mulțumesc Domnului că sunt la părtășie și mulțumesc fratelui păstor, fratelui Demian, că a venit aici, a venit la închinare cu noi, am tot insistat să predice astăzi, dar așa cum dânsul spunea, eu multe am învățat și va constata că astăzi am mai învățat ceva de la dânsul. Dar în timp, însă, nouă nu ne rămâne decât să învățăm de la Domnul și de la adevărul Lui. Aici, în lecțiunea pe care noi o avem astăzi, aleasă, în fața căreia stăm și prin care vrem să privim fața Domnului și să-L înțelegem mai mult pe Domnul, în lecțiunea aceasta sunt câteva categorii de oameni aglomerate în aceste versete. Și anume, era un moment din finalul drumului mesianic al Domnului parcurs pe planeta noastră ca om, Dumnezeu întrupat. Vom constata din lecțiunea aceasta inversări de priorități, de prețuire și de atenție. Și anume, în timp ce unii care făceau rele umblau liberi, se puteau exprima și se puteau comporta cum voiau ei, cel care nu a băgat mâna în buzunarul nimănui niciodată, nu a calomniat pe nimeni, nu a defăimat pe nimeni, nu a înjosit pe nimeni, nu a rănit pe nimeni, nu a disprețuit pe nimeni fără fundament, nu a lăudat pe nimeni fără suport. El, cel care a făcut doar bine, când mulțimile erau flămânde, le-a săturat, când mare era învolburată, a liniștit-o și i-a lăsat să ajungă bine pe țărm, când un băiat era irecuperabil, măcar unul, robit de forțe oculte, negre, îl eliberează. Când alții erau bolnavi de boli nevindecabile, îi vindecă. Și când o casă este în toliu, Domnul aduce învierea. Și când oamenii erau împovărați de poveri și de păcate, El îi mântuiește. Și la finalul acestor lucrări ilustre, când călătoria Lui mesianică se încheie, noi, reprezentați prin cei de atunci, noi ca și ei, sau ei ca și noi, au hotărât să se comporte într-un mod nepotrivit. Cel puțin nepotrivit. Să urmărim. Era una din ultimile predici pe care Domnul Iisus Hristos avea să o mai rostească în fața oamenilor. Și când cineva vorbește, este civilizat, este cu minte, să-i dai voie să-și termine fraza și apoi să intervii. Sau să-ți ceri voie. Pot să te întrerup, am ceva să spun și vei continua. Un om oarecare, oricine ar fi el, când însă cel care vorbește este o autoritate, o personalitate, reprezentantul unei instanțe, unui for, cu atât mai puțin îți permiți ce vrei.
Președintele țării noastre a vizitat o instituție legată de justiție, de drept și o prezida. În timp ce domnia sa a prezidat ședința aceea, o doamnă care făcea parte din breaslă s-a simțit prea acasă și a început să vorbească, să-și facă programul ei, agenda. Și președintele s-a uitat zâmbitor, nu a folosit cel mai bun cuvânt, dar a spus cam așa: veți avea șansa să părăsiți sala dacă vă mai purtați așa. Ea uitase că nu este doar între colegi. Ea uitase că venise acolo omul numărul 1. Oricine ar fi fost el, era omul numărul 1. Și în prezența lui te comporți altfel. Să urmărim. Cel care ținea predica nepereche acolo nu era fiul tâmplarului, fiul Mariei, fiul lui Iosif. Asta este identitate din punct de vedere pământesc. Însă cel care vorbea acolo era Dumnezeul întrupat, Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și când Domnul vorbește, nouă nu ne rămâne decât să ne deschidem gura, rostind ovații, glorii, aleluia, osanale, să rugăm: mai spune-ne, mai vorbește-ne câte ceva, ne place, ne drag sau plângem, și refuzăm ispita de a corecta, de a comenta, de a întrerupe, de a interveni. Fiindcă cel care vorbește este Dumnezeu. El era atunci acolo. Astăzi este cu noi aici. Credeți că Domnul este astăzi cu noi aici? Slăviți să fie numele Lui. Să urmărim așadar. Și anume, pe când grăia el, încă nu terminase predica, a venit o gloată, ca o haită, o echipă de oameni puși pe diversiuni, puși pe tulburare, pe dispreț, pe a face rău. Fără să-și pună întrebarea: merită? Se cuvine? Este potrivit? Ne-a făcut vreun rău? S-ar cuveni să îi administrăm o lecție? A venit o gloată pe când el vorbea. Gloata are spiritul acela de turmă. Vin cu un exemplu ca să mă explic. Lumea în care noi trăim este o lume care, la ordinea zilei, pe prima pagina a ziarelor, știrile, luările de cuvânt, a demnitarilor, a guvernanților, a șefilor de stat, de la New York până la Chișinău, până la în Kazahstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Viena, București, oriunde ar fi, oamenii vorbesc de criză. Lăsată de Dumnezeu, dată de Dumnezeu, provocată de oameni, este alt aspect. Este criză. În această perioadă de criză, când cineva, concetățean de-al nostru, și-a pus capăt zilelor de spaimă, alții au alte ieșiri disperate, în această vreme de criză, în metropola Marii Britanii, Londra, niște oameni fără dram de discernământ au cheltuit parale, bani, au făcut niște banere, niște reclame pe care le-au lipit pe mijloacele de transport de o manieră jalnică și au scris următoarele: dacă vă teamă că există sfârșitul lumii, foc, iar, vine Dumnezeu, vine sfârșitul, noi, băieții deștepți, vă sugerăm următoarele: nu vă temeți, mă, dar nu au zis. Vedeți că nu există Dumnezeu. Au pus-o de o manieră să aibă acoperire. Și au zis, probabil, nu, probabil nu există. În cazul în care cineva va avea o luare de poziție, să spună, da, am glumit, am zis că poate nu-i. În cazul în care oamenii lasă așa,
mai lipesc pe un metrou, pe un vagon, pe un autobuz, pe un tramvai, pe un troleibuz și se uită băieții și fetele și oamenii și cei care l-au înjurat pe Domnul de ani de zile, când mai aud și când mai văd reclame de felul acesta care le intoxică și le manipulează gândirea, vor spune, nu există. Cu toate acestea, noi ne aflăm în vremurile din urmă când Dumnezeu are ceva de spus. Slăvit să fie numele Lui! Are Dumnezeu ceva de spus. Și zicerea Lui, cuvântul Lui, este benefic nouă. Mă aflam la amvonul unei biserici la începutul anului 2009 și înaintea mea niște frați au trecut pe la amvon și spuneau de criză, de sărăcie, de aia și au adus o stare din asta așa de panică. După care a trebuit să vin și să spun și eu ceva și am zis Domnul ne poartă de grijă, cum spuneam și aseară în cuvântul pe care l-am prezentat de la Domnul. Dar le-am mai zis așa, nu trebuie să avem mari emoții, că ce se întâmplă acum cu această criză i-a adus pe miliardarii de carton mai aproape de noi. Erau prea departe. Eu nu am fost nici sus, am de unde picat, tot pe aici mă mișcam. Aici am fost, aici sunt, nu am de unde să pic. Ăia care se cucoțaseră foarte sus au venit. Este starea aceasta când Dumnezeu are de spus ceva. Lor, nouă, celor ce ne ascultă, cei cu care ne intersectăm, să înțelegem că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Lăudat să fie numele Lui. Pe când Dumnezeu vorbea, a intrat o gloată ca la circ, a intrat o gloată ca pe stadion, hălătuind și bolborosind și rânjind și având tot felul de manifestări, că nu contează cine vorbește. Noi suntem mulți și mulțimea face putere. Și asta înseamnă o șalnică nepotrivire. Care o așez sub următorul gând. Ignorarea cuvântului. Dispreț față de cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune așa. Orice cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos îl rostea nu era lipsit de putere. Domnul nu vorbea să umple paginile de ziar. Domnul nu vorbea să aibă, să facă gălăgie la radio, la televiziune. Domnul nu vorbea să umple timpul. Orice cuvânt pe care Domnul îl aducea era plin de putere cerească, laudă Lui. Ceea ce astăzi Domnul ne spune nouă este adevărul Lui plin de sfântă putere. Depinde de atitudinea noastră față de El. Față de ceea ce este. Pe când grăia El, a intrat o gloată și ignoră, disprețuiește cuvântul, valoarea cuvântului rostit de Domnul Iisus Hristos. În anturajul imediat, din jurul Domnului, erau ucenicii Domnului, aleși Domnului, ucenicii Lui. Aceștia, dacă gloata își permite să se comporte oricum vrea, nu că trebuie, nu că e normal, dacă gloata își permite să se comporte cum vrea, lor, celor care se pretind ucenici, care sunt ucenici, care se pretind creștini, care sunt creștini, li se cere un comportament mai înalt. Și anume, spune Biblia așa, cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. Prima nepotrivire pe care o văd este comportarea față de cuvântul Domnului. A doua nepotrivire pe care o văd aici este următoarea. Cel care făcea parte din primul cerc în prezența Domnului, merge în fruntea ucenicilor și să-L urmăriți. Spune, s-a apropiat de Domnul Iisus ca să-L sărute. Și asta o numesc în felul următor. Fraudând simbolul iubirii.
falsifică simbolul iubirii. Simbolul iubirii era și este o îmbrățișare, o sărutare. Iuda falsifică aceasta și vine la Domnul Iisus Hristos în fruntea ucenicilor, în fruntea gloatei, în fruntea mulțimii, se apropie de Domnul Iisus Hristos. Și când te fi așteptat să cadă la picioarele Lui, să plângă și să spună, ne bucurăm că ești între noi, dacă alții tulbură, dacă alții se comportă reprobabil, eu voi continua să-ți cânt, eu voi continua să mă rog, să te slujesc. El se apropie de o manieră teatrală, așa să aprindă și el o lumânare, că așa face toată lumea. Că dă bine la Paște. Că dă bine în anumite momente să faci semnul crucii, chiar dacă nu crezi în asta. Dă bine să spui, Doamne ajută, măcar că nu dai două parale, că te ajută sau nu te ajută. Dă bine. Parcă e în campanie electorală și de o manieră teatrală folosește simbolul iubirii pentru a aduce o palmă pe obrazul Domnului. Cui folosea sărutul acela? La ce bun sărutul acela? La ce bun semnul cruci pentru cineva care o înjură? La ce bun rugăciunea pentru cineva care în rugăciune se roagă ca Dumnezeu să dea rău cuiva, să lovească pe cineva? La ce bun o așa rugăciune? La ce bun să spun, sunt creștin, sunt al Domnului, sunt al lui Hristos, sunt al lui Dumnezeu, dacă eu îl blamez și îl defain? Vreau să vă mai spun ceva. Zilele trecute se anunța în media, în România, acum, februarie 2009, că americanii au făcut un sondaj de opinie. Cât adevăr o fică și asta poate fi manipulare. Da? A ieșit la vedere. Și cine credeți că este pe primul loc în preferința iubirii americanilor? Țara creștină. Cine credeți? Președintele. Nu uită. Respectă președintele. Da. Să-l pui pe președinte pe primul loc. Și pe cel care ne dă apă, sănătate, pace, familie, copii, melodie, discernământ. Și a murit pentru noi. Să pui pe locul 2, 3, 4. Englezii au făcut sondajul și pe Domnul Iisus l-au așezat la poziție 32. Mai bine nu-l mai pune, mai bine nu mai uza de numele Lui. Mai bine nu mai vorbi de numele Lui. E o blamă, e o defăimare, e o calomnie. E o injurie la adresa Domnului să procedeze o națiune așa care scrie pe bancnotă, în Dumnezeu ne încredem. Și care să spună God bless you. Și de fapt ei sunt pregătiți să dea arme și ei, noi, alții. E ca și cum mai spune, drum bun, dar nu mă interesează că câte gropi o să iei cu roata. Armată ușoară. Nu mă interesează ce o să... Casă de piatră la nuntă. Nu mă interesează. Vorbe aruncate în vânt. Irresponsabilitate. Nepotrivire. Fraudează simbolul iubirii pentru binele personal. Iuda s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos ca să-L sărute. La gândul că îi va merge și când toți ceilalți se uitau și ziceau, uite mă, ce îndrăzneț, ăsta este băiat cald, e neauș, ăsta este sensibil, ăsta este sentimental, noi suntem rușinoși, reci, stăm așa ca la armată, ca în cazarmă, ca în Pluton. Dar uite, ăsta este mai uman, uite cum s-a dus și a sărutat. Și dacă i-a mers să deturneze gândirea celor ca el, Domnul Iisus Hristos se uită la el și nu pot să-mi imaginez cum era fața Domnului, cum era privirea Domnului când Domnul acesta cu o fățărnicie acidă se apropie de Domnul Iisus Hristos. Vino să te sărut, că te așteptam. Domnul s-a uitat la el și a zis, Iudo,
poți sărutare, faci tu comerț. O sărutare, faci tu târg cu mine să mă vinzi, iudo. Măcar o dată m-ai văzut pe mine așa să procedez? Măcar o brumă de fățărnicie, de ipocrizie ai văzut măcar o dată la mine, Iuda? Știi tu că simbolul divinului al lui Dumnezeu este dragoste? Dragostea nu se comercializează. Dragostea nu se fraudează. Dragostea nu trebuie să fie poluată. Toți au nevoie de dragoste, Iuda. Tu de ce ai luat simbolul divin și îl fraudezi, îl falsifici în favoarea ta? Să dai bine în ochii celorlalți? Nepotrivire. Prin a frauda simbolul iubirii. Cineva din anturajul Domnului care erau acolo, spune Biblia că s-au sesizat. Și a luat cuvântul și au zis cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea ce se întâmple și au zis la plural: Doamne, să lovim cu sabia? Știți ce înțeleg eu din asta? Cineva a venit la adunare cu arma. Cineva a venit la slujbă cu arma la el, cu cuțitul, cu pumnalul, cu biciu. Asta o iau când merg la vânătoare. Asta o iau în noapte, în întuneric, o iau cu mine. Dar când merg la întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, renunț la cuvintele acelea tăioase. Renunț la comportamentul vulgar. La comportamentul de gherilă, de turmă, de răzbunare, polițienesc. Când vin la întâlnire cu Domnul, renunț la toate, le dau drumul din mână, mă prăbușesc în fața Lui, mă subordonez și spun: Doamne, ia-mă și folosește-mă cum vrei Tu, Doamne. Slăvit să fie Domnul Iisus. Arma pe care Domnul ne dă nouă este cuvântul, este adevărul, este umblarea în Duhul Sfânt. Altă nepotrivire. Cineva veniseră la întâlnire, la rugăciune, la închinare, cu pumnalul la el, cu sabia la el, cu biciul la el, cu bota la el, să lovească. O să merg azi la adunare și dacă o să am posibilitate să iau cuvântul, o să fac din cuvântul acesta un biciu, o botă, și când o să lovesc, o să țin în minte toată luna. Asta e nepotrivit. Isaia vine și spune: mângăiați. Mângăiați pe poporul meu. Apostolul Pavel spune: mângăiați-vă cu aceste cuvinte. Cu ajutorul Domnului ajut, prin harul Domnului ajut o biserică de undeva din partea în care m-am născut, în orașul Bacău, o biserică neglijată de-a lungul anilor. Și am chemat niște oameni cu care am avut un timp de rugăciune, de stăuință, de punere la dispoziția Domnului. Și un om care nu fusese niciodată a zis: Domnul mi-a făcut de cunoscut pentru biserica aceasta și mi-a spus mie în fața bisericii, cu biserica aceasta, față de biserica aceasta, să te comporți în milă. Aveam în mintea mea că sunt dezordonat, o să le zic și o să le fac. Și când Domnul a zis așa, am zis: Doamne, Tu știi cel mai bine. Am luat un băiat zilele trecute în mașină la mine și mi-a zis așa: am fost la nunta X, la care am fost și eu, și el îmi spune, zice, a venit la mine o doamnă, o femeie, și zice: uai, tu la adunare? Zise el. Zice, după ce am mers la masă, un om a zis că vrea să mă vadă și m-am pomenit iar la masă la care era doamna ce. Zice, pe ăla să-l chem. Și el continuă și spune: zice, mă, dacă vrei să mă scoți de acolo din groapă, vrei să mă scoți de acolo din groapă dându-mi cu bota în cap? Nu vrei să întinzi o mână și să-mi zâmbești puțin, să mă domesticești și să spui că ai gânduri de pace pentru mine? La întâlnirea cu Domnul se vine cu dragoste,
cu preocuparea să mă apropii de Domnul, cu grija să mă cercetez, cu grija să mă pocăiesc, nu să mă afirm, nu să mă căpătuiesc, nu să fac parale din comerțul cu Hristos. Spuneam de cartea mea, se vând casete, CD-uri, nu sunt împotrivă, nu. Să fie. Dar noastră trebuie să fie prioritatea numărul 1. La întâlnire cu Domnul, cel mai mare câștig este să mă umplu de El și El să mă coordoneze. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Altă nepotrivire și aceasta. La închinare, la părtășie, Dumnezeu apărat cu arma. Cel care era acolo era Dumnezeul întrupat, pe care cineva se oferă să-L apere cu arma. Și a zis, știi ce? Să lovim. Și unul din ei are sentimentul că dacă toți sunt de acord să lovească cu arma, cu sabia, unul din ei, sangvinic, a scos sabia și a lovit. Îmi este tare greu să cred că cel care a scos sabia s-a apropiat și pune mâna și spune, uite pe lângă mâna mea, bărbiresc bucata asta așa care face vânt. Urechea. Îmi imaginez că el, când a scos sabia, a scos ceea ce-i de la umăr în sus să plece. Numai că omul acela se ferește și este luată urechea. A scos sabia și a tăiat urechea marelui preot. Unul din cei care erau acolo. Domnul Iisus Hristos nu apreciază așa ceva. Să spună, bine că m-ai scăpat. Bine că ai rezolvat treaba, ai curmat odată să terminăm cu ăștia care ne tulbură, care ne fac rău. Mai caută pe vădoi, trei și decapitează-i, să rămânem numai noi cei buni. Asta a însemnat o palmă pe obrazul Domnului. Și citesc. Iisus a luat cuvântul și a zis, până aici, terminați! Nu mai vreau să văd nicio manifestare de felul acesta. Nici o ieșire de felul acesta, de răzbunare, de agresiune, de vorbă, de rană. Până aici s-a terminat. Adică atunci când eu sunt aici, eu vorbesc, eu spun. Nu am nevoie să mă apărați pe mine cu arma. A luat cuvântul și a zis, până aici s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Stricăciunile făcute de noi, rănile făcute de noi, noi le facem și plecăm. Lasă-mă țină minte. Rănile făcute de noi săptămâna trecută, luna trecută, rămân în responsabilitatea Domnului. Și cel care poate să le vindece este El. Slăvit să fie Domnul Iisus. Se poate că astăzi ești la adunare aici, la casa Domnului, la părtășie, și fratele păstor, Demian, spunea că sunt toate pregătite ca noi, după rostirea cuvântului, rugăciunii de binecuvântare, să ne împărtășim cu convingerea că ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Și tare vrea și zici, nu m-am împărtășit din 2008. În ianuarie nu m-am împărtășit că nu știu ce s-a întâmplat. Tare aș fi vrut să mă împărtășesc măcar acum, dar așa m-a rănit sora aceea. Așa m-a rănit fratele acela. Așa m-a lovit, așa m-a jignit de nu mai revin. Să aduc o veste bună. Asta se pricepe sora să facă. Asta se pricepe fratele să facă. Asta mă pricep eu. Noi atâta ne pricepem. Să facem răni și să ne uităm după aceea cu ochii roșii. I-am făcut-o. Dacă avem o brumă de părere de rău, este. Însă, cel care vindecă rana este aici. Numele Lui este Domnul Iisus Hristos. Expune-te înaintea Lui la timpul de rugăciune când va fi și spune-i, Doamne, am o rană sângerândă. Sunt amărât, sunt jignit. Sunt lovit. M-a bruscat. S-a comportat de o manieră pe care nu o pot explica. Doamne, nu înțelegeam cuvântul acela, n-am înțeles predica aceea, n-am înțeles prorocia aceea, cântarea aceea. Și când i-a cerut explicații, El m-a lovit, ea m-a lovit cu cuvântul.
Și acum am o rană. Îți dau vestea aceasta bună. Domnul este gata să pună un delem și să vindece orice rană. Slăvit să fie numele Lui. Nu vrei să te împărtășești astăzi? Nu vrei să te faci una cu El? Apoi, preoții de frunte, clerul, căpetenilor străjerilor templului și bătrânilor care veniseră, altă nepotrivire. Când venim la Domnul Iisus Hristos, venim să ne mărturisim, să plângem, să ne hrănim, să ne cerem iertare, să învățăm, să ne pocăim, să-i cerem ajutorul și să spunem, Doamne, nu mă prea rog, dar acum am ajuns la culme. Nu am loc de muncă, nici eu, nu are nici soția. Uite, nu mă prea rog, dar acum am ajuns de nu mai pot, Doamne, știi ce te rog? Am venit aici la Tine, oamenii nu sunt în stare. Nu că merit, dar te rog frumos, dă-mi un loc de muncă. Doamne, am devenit victima propriilor alegeri. Filme, site-uri pe internet, reviste, consum de temiri, ce? Anturaj, comportări, Doamne, nu pot scăpa de sub ele. Am venit la Tine și fără să știe nimeni, îți spun ție, întinde mâna și scoate-mă de acolo și adu-mă lângă Tine. La Domnul așa se vine, cu gândul acesta. La Domnul nu se vine în opoziție. A te așeza în opoziție cu Domnul este ca și cum te-ai așeza în opoziție cu furtuna, cu mările, cu tsunami. Cel puțin așa. E nebunie. Veniseră, zice Biblia, împotriva Lui. Împotriva Lui. Mă duc azi la adunare, mă duc acolo, o să-i aud pe ăia predicând, dar nu pot să-i suport. O să aud cântări, dar le refuz. Predica mea nu o primi, nu face două parale predica mea. Cântările lor, primiți-le dacă vreți, dar dacă nu, refuzați-le și pe ale lor. Dar știți ce îndemnam? Nu-L refuza pe Domnul Iisus. O cântare veche pe care noi o cântam în cor, când eram băieți, spunea, o, nu respinge chemarea, nu refuza harul ceresc, nu-ți împietri inima ta, ci vino grăbit. Și omul zice, nu azi, mâine, poi mâine, luni, marți. Și autorul cântării spune, de ce nu astăzi? De ce nu astăzi? Nu ai argumente să amâni. De ce nu astăzi? Se apropie de Domnul în scopul răzbunării. Domnul Iisus Hristos, comparabil cu tâlharii, ăsta e un hoț, ăsta e un șmecher, ăsta e un trădător, ăsta e un mincinos. N-am citit eu Codul lui Da Vinci. Am citit eu cartea Evanghelia lui Iuda. Am văzut eu filme, m-am uitat eu pe Discovery. M-am uitat pe National Geographic. Am văzut eu ce se zice de el. Nu mai vreau să aud de Iisus. Domnul spune așa. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar. Bun, dacă mă considerați tâlhar, dați-mi un argument care să vă permită să-mi spuneți tâlhar. Nepotrivire. Și Domnul spune, comportările astea sunt simbolul întunericului. Astea sunt comportările lor și toate acestea sunt nepotrivire. Nu-i nimeni ca Tine, Iisus. Nu-i nimeni ca Tine, Iisus. Prin nopți de durere să dea mângâiere, nu-i nimeni ca Tine, Iisus. Nu-i nimeni ca Tine, Iisus. Nu-i nimeni ca Tine, Iisus. Nu-i nimeni ca Tine să-ți deargă suspine, nu-i nimeni ca Tine, Iisus. Nu-i nimeni ca Tine, Iisus. Nu-i nimeni ca Tine, Iisus. Să aducă iertare și eliberare.
Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă lumina, să mustre furtuna. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nimeni nu este ca Domnul nostru. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă credința, să dea biruința. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Și ultima strofă. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să poarte spre stele, pe aripi de putere, pe aceia ce în slavă îi duci. Ca răspuns la nepotrivirile noastre în comportament, în atitudine, în reacție față de El, răspunsul Lui este: Tată, iartă-i căci ei nu știu ce fac. Slăvit să fie Domnul! Amin. Astăzi vor trece păstorii cu trupul și sângele Domnului și vor spune în timp ce noi cântăm: luați, mâncați. Și Domnul a zis așa: de mult am dorit să mănânc Paștele cu voi. Va depinde de tine dacă îl refuzi sau dacă îi spui: Doamne, de pe așteptam să mă fac una cu tine, să mă omogenizez, și dacă vii la sfârșitul slujbei să iei pe sfinți, ia-mă și pe mine, Doamne. Amen. Și dacă îi duci printre stele pe ei, ia-mă și pe mine, Doamne. Amen. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să poarte spre stele, pe aripi de putere, pe aceia ce-n slavă îi duci. Nepotriviri în întuneric. Și acum, va trebui să ne uităm fiecare la noi și să ne întrebăm, când vorbeam așa, era potrivit? Când consumam ceea ce am consumat, a fost potrivit? Când vizionam ce am vizionat, era potrivit? Când mă manifestam, cum mă manifestam, era potrivit? O, dar eu aveam impresia că Iisus este ascuns în mulții de gheață și de mană cerească și nu mă vede. Și Domnul era cu tine în vamă, în living, la volan, în parc, la ceai, la cafea, pe fotoliu, era pretutindeni. Astăzi, Domnul este cu noi aici. Amin. Dacă îți aduci aminte de nepotriviri în trecutul tău, cere-i astăzi lumină, inspirație, eliberare și putere și spune Domnului: Doamne, ajută-mă să mă port potrivit cu voia ta. Amin. Amin.